Saint-Louis, stațiune montană din Alpii francezi din apropiere de Mont Blanc, a decis să-și desfințeze teleschiurile, deoarece încălzirea globală a redus sezonul de schi la doar câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că nu mai este profitabil să le ține deschise. Potrivit unui raport publicat în luna august de revista științifică Nature Climate Change, 53% din cele 2234 de stațiuni de schi analizate în Europa ar putea să se confrunte cu un risc foarte ridicat de aprovizionare cu zăpadă, în cazul unei încălziri globale de 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, fără utilizarea zăpezii artificiale. Însă mai multe despre subiect discut în continuare cu Marcela Ferraru, editor corespondent al FNews în Franța. Bine te-am găsit, Marcela. Cât de mare este impactul încălzirii globale în munții francezi? Bună seara! Franța este una dintre țările cu cele mai multe stațiuni de schi și tot francezul se duce iarna cu copiii la schi, în principal în vacanțele din luna februarie, deci este sport național. Sunt foarte multe stațiuni de schi, munții din sud, în Pirinei și, bineînțeles, foarte multe stațiuni în Alpii francezi. Această stațiune care urmează să se închidă nu este, din păcate, nici prima și nici ultima. Dezbaterea durează deja de câțiva ani, dar acum a devenit acută. Într-adevăr, este din ce în ce mai puțină zăpadă pe munte și pe o perioadă din ce în ce mai scurtă. În Consiliul Local care a dezbătut și a luat această decizie, s-a spus că până în urmă cu câțiva ani, 10-20 de ani, era zăpadă de la 1 decembrie până la 31 martie și deci se schia timp de 4 luni, în timp ce acum abia dacă mai sunt 4-5 săptămâni de zăpadă, ceea ce face complet ineficientă menținerea telescaunelor teleschiului, deci acesta va fi închis. Cum spuneam, nu este prima stațiune. Există o asociație care se ocupă cu închiderea telescaunelor acolo unde nu mai sunt folosite și în ultimii 20 de ani aproape câte o stațiune pe an a fost închisă în munții francezi. Marcela, aflăm că mai multe țări au fost lovite de fenomene meteo extreme în primele zile din această lună. Pot fi corelate acestea cu schimbările climaterice? Ar fi greu să nu le corelăm și de altfel analizele care au fost făcute indică destul de clar acest lucru. Ce am văzut de la începutul lunii septembrie și până acum, furtuni devastatoare și inundații în zona Mării Negre, în Bulgaria, în Turcia, în Grecia de asemenea, unde mai multe persoane au decedat. Furtuna devastatoare pe care am văzut-o zilele acestea în Libia, furtuna Daniel, care de altfel a făcut probabil peste 11.000 de morți. În Asia, taifunul a produs inundații absolut spectaculoase în Hong Kong, ne amintim acele imagini cu stațiile de metro care au fost inundate. În emisfera sudică, de asemenea, în Brazilia, în acest început de luna septembrie, la fel, au fost 30 de morți din cauza inundațiilor. Situații catastrofale și în Statele Unite, deci nu se poate să nu faci o corelație. Mai ales, pomeneam ceva mai devreme, experții spun că s-ar putea, în cazul în care vom crește cu 2 grade temperatura medie față de perioada preindustrială, experții spun că acest lucru, din păcate, s-ar putea întâmpla până la mijlocul secolului, adică în următorii 25 de ani. Marcela, îți mulțumesc pentru informații.